Carnea de vită Angus începe să fie tot mai căutată și de cunoscătorii români. Însă magazine o găsim de multe ori adusă din import. Doi investitori străini au adus la noi exemplare care s-au aclimatizat perfect la o fermă din județul Sibiu. Cei doi sunt considerați acum cei mai mari crescători de vaci Angus din Europa. Este un exemplar din rasa Aberdeen Angus, un exemplar matur, aproape 5 ani de zile. Cam câte kilograme are? Depășește 1200 de kilograme. Doi elvețieni au adus în România în 2008 primele exemplare de vaci din rasa Aberdeen Angus. Astăzi, ferma de pe Valea Hârtibaciului este cunoscută în toată lumea. Aici suntem într-una din cele 5 ferme ale noastre, mai exact suntem în ferma de carantină. Aici animalele dedicate partenerilor noștri vin, sunt tratate, carantinate, selectate, după care urmează să fie livrate pentru reproducție pe întreg teritoriul țării și nu numai. Elvețienii au descoperit că pe pășunile din zonă există condițiile perfecte pentru a crește aceste animale. Pentru vaci este terenul puțin ideal, nu este o zonă de 100% agricultură și pentru vaci care stai tot timpul afară, stai 365 zile, stai afară la pășune și asta niciuna vede din toată viața un grașt. Exemplarele au nevoie însă de spațiu. Ferma din zona Sibiului se întinde pe 10.000 de hectare și numără 8.000 de capete cu linii genetice aduse din Germania, Scoția sau Irlanda. România să ofere carne de vită de calitate pentru țările din Europa, să nu se mai importe carne din Argentina și alte țări din America de Sud. Carnea de vită Angus este apreciată în toată lumea pentru calitățile sale. Dacă la început străinii erau reticenți când auzeau de carnea de vită de la noi din țară, în timp lucrurile s-au schimbat. Brandul de Angus din Transilvania s-a dezvoltat foarte mult pe zona de Elveția, Germania, Austria. Carnea de vită care provine din ferma sibiană se găsește astăzi în multe restaurante și magazine din străinătate. Investitorii elvețieni lucrează în parteneriat și cu alți crescătorii români. În registrul genealogic de la noi din țară sunt înregistrate peste 40.000 de vaci din rasa Angus.